În orice breaslă există concurență. Există însă și solidaritate în momentele grele. Taximetriștii din Reghin au impresionat opinia publică luni când au participat cu toții la înmormântarea colegului lor care și-a pierdut viața în accidentul de sâmbătă. A fost să fie. Nenorocirea i-a impresionat pe toți, cu atât mai mult cu cât, fie și doar pentru o clipă, fiecare s-a pus în locul colegului lor. Da, m-am gândit, pentru că înainte cu o oră am trecut eu pe acolo și chiar mă gândeam că puteam fi eu în locul lui. Sau alt coleg, sau oricare altul dintre noi. Taximetriștii rămân solidari, dar și realiști. Ei nu cred că șoferul a fost neapărat de vină, ci mai degrabă a fost un cumul de circumstanțe nefavorabile. Ceea ce am făcut, am făcut-o pentru colegul nostru, ne pare foarte rău, pentru noi e o pierdere destul de mare. Am încercat să fim alături de familia lui, cât s-a putut. Nu știm exact ce s-a întâmplat, suntem ferm convinși că nu a fost neapărat o greșeală umană. Podul de pe Stereu Mureș, în ultima vreme, dacă nu era ud, era plin de noroi, dacă nu era plin de noroi, era altceva, găurit sau... Știm gropile pe de rost cam unde sunt, le evităm, capacele de canal care sar după fiecare ploaie, care mișcă pe drum. E urât oricum. Și vedeți că din aceste cauze se întâmplă tragedii. Înainte cu o oră, eu am trecut de 3 ori pe acolo și era drumul foarte curat, nu era gram de apă, nimic. Din câte am înțeles, au ieșit ceva basculante cu nisip, cu ceva, nu știu cu ce exact. Și din alea s-a scurs ceva apă și s-a format gheața care s-a format. E destul că se va vorbi mult de acum înainte despre tragedie. Taximetriștii speră doar ca faptele acestea să nu le afecteze numărul de clienți. Lumea, văzând ceea ce s-a arătat că taximetristul a avut viteză și așa, posibil să fie și o mică teamă a clienților să se mai urce în taxiul. Dar eu cred că nu au de ce să teme, pentru că nu cred, fiind știindu-l de atâta timp pe om și un om calm, un om în vârstă, deci nu cred. Dacă era un băiat mai tânăr, așa, poate ne mai puneam o întrebare și noi, că probabil ar fi făcut gestul ăla. Nu cred să afecteze clienții. La urma urmei, transportul de persoane... Oamenii trebuie să-și facă treburile, nu? Cei care au nevoie de transport vor apela la serviciile noastre. Întâmplarea zguduitoare în urma căreia un taximetrist și un pieton au pierit înainte de vreme va rămâne în memoria tuturor. Locul nenorocirii va fi privit altfel de acum înainte și sperăm să fie așa, să ne amintească tuturor, șoferi și pietoni, că trebuie să fim atenți. Dacă nu, ce rost mai putem vedea în tot ce s-a întâmplat?